Primăria Timișoara este la un pas să fie executată silit de către Fundația Caritatea. Asta pentru că nu s-a achitat chiria pentru liceul de arte în perioada ianuarie 2010-aprilie 2011. Suma datorată este de 2 milioane lei. Asta pentru că Primăria Timișoara trebuia să plătească o chirie de 31.000 de euro pe lună. În iulie 2011 s-a dat o hotărâre de Consiliul Local prin care s-a decis ca elevii să fie mutați din clădirea aflată pe Bulevardul Mihai Eminescu în clădirea școlii numărul 9 de pe Liviu Rebreanu. Însă până în prezent această hotărâre de Consiliul Local nu a fost pusă în aplicare. Din păcate, deși nu mi-am propus să vorbesc despre greaua moștenire și nu am făcut-o, din când în când constat că am într-adevăr moșteniri grele. Acum m-am trezit săptămâna trecută cu o tentativă de executare silită a primăriei pentru suma mare de 21 de miliarde de lei vechi, deci 2,1 milioane de lei noi, pentru chiria neplătită de către Liceul de Arte Plastice către proprietarul clădirii în care acest liceu se desfășoară activitatea. Am fost surprins, nu știam cum s-a putut ajunge la o asemenea situație. Se pare că administrația anterioară, condusă de domnul Ciuhandu, a hotărât ca liceul să fie mutat, dar nu a pus în practică acea hotărâre, cei de la liceu opunându-se. În 2008, directorul liceului, Eugenia Drăgoi, a semnat un act adițional la contract prin care chiria a crescut la 31.000 de euro pe lună. Alte acte adiționale au fost semnate în 2009 cât și în 2010. Înțelegerea a fost făcută între reprezentanții Fundației Caritatea, inspectorul școlar general adjunct Francisc Halas și directoarea liceului de arte plastice, Eugenia Drăgoi. Primarul Nicolae Robu are de gând ca Primăria Timișoara să-și recupereze banii, cei 2 milioane de lei să fie plătiți de cei responsabili. Că-i acționați în judecată pe directoare și pe domnul Halas. Eu am cerut serviciului juridic și serviciului patrimoniu al primăriei să îmi pregătească un material suport pentru decizia pe care urmează să o iau. Chiar nu sunt în temă cu ce s-a întâmplat și voi vedea împotriva cui va trebui să ne îndreptăm pentru a recupera această sumă. Pentru că este inadmisibil când avem atâtea și atâtea lucruri de făcut cu banii și banii nu ne sunt suficienți, noi să irosim așa pentru că unii sau alții nu au procedat corect. În toamna acestui an, elevii de la Liceul de Arte vor fi mutați în altă locație.